Părinte Vasile, Doamne ajută! Doamne ajută! Pregătiți o rețetă franțuzească. Franțuzească, da. Originală din sudul Franței, din regiunea Provence. Este o rețetă, dacă am putea spune, țărănească, pentru că este foarte des făcută de oamenii de la sate, având în vedere că aceste legume din care se face ratatuiul se găsesc în grădina oamenilor. Sunt foarte accesibile, este un ghiveci simplu de făcut. Din câte știu, sunt două forme principale de a-l face. Unul este de a-l sota efectiv, tăind mai întâi legumele sub formă de cuburi, iar cel de-al doilea este efectiv cel pe care îl vom face noi acum, tăind rondele toate legumele și așezându-le într-o formă de iena, am ales eu, ca să se vadă și mai bine. Este același lucru cu ghiveciul nostru călugăresc sau românesc? Acesta este un sos pe care, ca să spun așa, este concepție proprie. Nu înseamnă că se poate folosi un simplu sos de roșii sau se poate face unul mult mai elaborat, ca să spun așa. Depinde de fiecare în parte. Eu am ales această metodă pentru că este foarte gustos. Avem deja ardei capia la borcan, pregătită din anul precedent. Avem sos de roșii, de asemenea, pregătit din toamna trecută. Și pe acestea le voi blenda împreună și gustul este unul foarte, foarte plăcut. Noi voi folosi de acestea pe care le avem deja pregătite. Voi tăia legumele pe care le voi asezona pe fiecare în parte, urmând ca mai apoi să le montăm în tava de iena. Am o tavă aici pregătită pentru a pune legumele. Putem folosi orice fel de legumă? Normal, rețeta include niște anume legume, cum sunt vânăta, ceapa, ardeiul gras îndeoseb de culoare roșie și galbenă, dovlecelul, la care se pot adăuga condimente cum ar fi frunza de dafin, cimbrul, oregano. Cam astea sunt ingredientele care se folosesc. Vom lua și ardeiul, vom tăia pe jumătate, vom scoate semințele, vom folosi galben și roșu. Ardeiul avem deja spălat și curățat de semințe, îl vom tăia în lungime. Voi începe să asezonez dovlecelul, vânăta și celelalte legume. Unde ați învățat această rețetă? Această rețetă am învățat-o, mai bine spus, aici, la mănăstire. Și aici am și început să o fac la anumite evenimente. Este o rețetă foarte, foarte cunoscută, am putea spune că a devenit internațională. Se vede că a prins foarte bine la cei care au avut ocazia să o facă, le-a plăcut, mai ales în perioada postului. Este un preparat foarte bine venit. După ce le-am dat sare pe o parte, întorc toate legume și le voi da sare și pe cealaltă parte. Voi veni cu un alt strat de dovlecel și vânătă. Acum voi asezona ardeiul. Yeah.
Acum vom tăia roșiile. Deocamdată este de ajuns. Voi tăca usturoiul, îl voi toca sub formă de lamine. În continuare, vom face sosul pentru ratatouille. Voi pune ardei capia în ulei. Voi pune un borcan întreg de 800 de grame în combinație cu suc de roșii. Voi blenda acum. Sosul nostru este gata. Îl voi turna pe fundul tăvii de iena. Puțin oregano de asemenea. Vom începe montarea legumelor. Puneți câte o felie din fiecare? Da. Le alternăm. Vom pune și puțin ulei de măsline. Adăugă puțină sare și asemenea piper. Și voi continua cu un al doilea strat. Acum voi da sare și piper din nou. Voi folosi și sosul care mi-a rămas. Ulei de măsline. Oregano. Îl vom da la cuptor pentru 45 de minute la o temperatură de 185 de grade. Ratatouille-ul nostru este gata, l-am scos din cuptor. Voi adăuga încă puțin ulei de măsline și puțin pătrunjel pentru decor. Și în acest moment preparatul nostru este gata și se poate mânca. Vă dorim poftă bună! Mulțumim! Mulțumim ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești.